Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, suntem la Gorjul în direct, alături de mine în studio sunt domnii Nelu Roșca, președintele Sindicatului Liber, Cariera Roșiuța, de asemenea vicepreședinte FNME. Bună ziua, bine ați venit, domnule Roșca. Bună ziua, bine v-am găsit și salut ascultătorii care au răbdarea să urmărească emisiunea noastră. Și telespectatorii noștri care ne urmăresc în acest moment pe TV Sud. Ne bucurăm și de prezența colegului meu, Iulian Țimpea. Bun găsit, Iulian, bine ai venit. Mulțumesc pentru invitație, neafiliat la niciun sindicat. Neafiliat. Să nu se înțeleagă cumva acum mesajul meu că, uite, cu asta vreau să încep. Aș fi cumva de partea domnului Roșca sau FNME, de partea sindicatului. Nu ești angajat al complexului energetic, deci nu ai cum să fii. Mesajul este unul ok și ne privește pe noi, pe toți gorjenii până la urmă, și toți trebuie să luăm atitudine pentru ca CEO-ul ăsta să fie mai bine. Mesajul de pe tricourile dumneavoastră: ce o sursa vieții în Oltenia. Nu știu dacă este doar în Oltenia, este sursa de energie la nivel național, cred că trebuia specificat și asta pe tricourile pe care le purtați. Către restul zonelor facem acte de caritate, dăm energie și cărbune degeaba. Da, e și asta adevărat. Dar aș vrea să încep, până să nu intrăm în probleme care vizează complexul energetic Oltenia, până să nu-mi spuneți dacă Ionel Ilie este sau nu este un băiat bun care merită să-și mențină funcția de conducere, sau dacă ar trebui la pachet cu ceilalți membri ai directoratului să-și dea demisia, da? Să-și depună mandatele. Te întreb pe tine, Iulian, acum serios, ce te-a determinat să, iată, să empatizezi cu cei de la Sindicatul Roșiuța, cu cei de la FNME? Nu simpatizez cu sindicatul. Cu mesajul, doar cred cu mesajul. Că. Doar, se regăsește vorba, probabil un mesaj. Este vorba despre un mesaj în care mă regăsesc. Cred că lucrul ăsta l-au făcut pentru prima dată colegii noștri din presă de la Hunedoara. Ei au mers chiar mai departe și s-au dus în fața complexului energetic Hunedoara. Timp de 2 ore au protestat acolo. Pentru că știm că situația de la CEH este de 10 ori poate mai gravă decât la complexul energetic Oltenia. Vedem că lucrurile de la CEO nu merg spre făgașul normal și nu sunt în regulă lucrurile care se întâmplă în momentul de față la această, nu numai în momentul de față. De câteva luni bune vedem că e instabilitate la nivelul acestei companii. Acesta este un mesaj până la urmă realist. Ce este în spatele lui, domnul Roșca ne poate spune mai bine. Însă este un mesaj care ar trebui să trezească absolut toți gorjenii. În primul rând, apoi pe toți și din Oltenia, pentru că vorbim de Craiova 2 și de Ișalnița, da, care au treabă cu CEO, vorbim bine de partea de la Mehedinți. Decizia care nu este aici. Și așa mai departe. Decizia nu este la noi. Cu siguranță, însă un semnal de alarmă mesajul poate trage este fiecare pentru dintre cei noi care sunt la butoane. Acest mesaj trebuie să ajungă, da, sunt prea mulți, da. Acest mesaj trebuie să depășească granițele Gorjului, granițele Olteniei, să ajungă acolo unde sunt oamenii care au puterea de decizie. Eu cred că sunteți luați în seamă. În primul și în primul rând trebuie conștientizați cetățenii, pentru că dumnealor sunt afectați direct. O închidere a CEO-ului, gândiți-vă pe orizontală, toți prestatorii de servicii și banii care sunt produși în zona respectivă, că merg și în zona comercială, în comerț și în toate astea. Credeți că va mai rămâne la nivelul care sunt astăzi când vorbim, serviciile și comerțul, dacă se va închide CEO-ul ăsta? Toată lumea trebuie să înțeleagă că în mod direct sau indirect pot să fie afectați de cum va evolua soarta CEO-ului. Iar aici, butic de cartier va avea de suferit dacă CEO se duce în cap. Aici ce se întâmplă? În primul rând trebuie conștientizați, pentru că trebuie atitudine din partea dumnealor, pentru că vedem de 26 de ani evoluția României sau a zonei economice, cel puțin, care a fost prăpăstioasă, a fost de distrugere cu intenție făcută de cei care s-au perindat pe la funcțiile de guvernare și așa mai departe. În primul rând aici trebuie făcut curaj și conștientizați cetățenii, fie că sunt salariați CEO sau nu, și pe de altă parte factorul politic, pentru că politicienii sunt cei care au luat decizii în țara românească, politicienii sunt cei care au făcut proiecte legislative, politicienii sunt cei care au făcut și au creionat legi care produc efecte, și din ce cunosc eu și din ce am studiat, mai toate legile care au fost produse de Parlamentul României din 90 și până în prezent, mai toate au măsuri coercitive asupra cetățenilor și nici de cum să asigure drepturi, să le asigure un trai sau să le dea oportunități de trai decent. Este nu adevărat. Există așa ceva. Bun. Și vă sunt dator cu o întrebare. Mi-ați pus o întrebare legat de domnul Ilie, dacă e băiat bun. Nu știu dacă e băiat bun și nici nu mă interesează dacă e băiat bun.
Așteptările mele cu privire la persoana domnului Ilie sunt ca dumnealui să fie eficient și responsabil atât timp cât va ocupa o funcție de conducere în CEO, pentru ca deciziile și hotărârile pe care le emite dumnealui să producă efecte benefice pentru salariați și pentru companie. În schimb, am să fiu sincer și am să vă spun că am avut multe abordări cu persoana dumnealui, chiar a fost și la mine la carieră, împreună cu domnul Bălăcescu și cu domnul Paraschiv, unde am avut o discuție de câteva ore pe problemele din cariera Roșuța și din zona Motru. Dar m-a deranjat o replică a dumnealui, că trebuie insista mai mult la divizie pentru că eu îmi depășesc atribuțiile. Dom'le, când ești într-o funcție, indiferent de problemă din ce zonă vine, ți-ai notat-o și în forul de conducere al unității o pui în dezbatere pentru a găsi soluții. Eu așa cred că devii mult mai responsabil decât să dai decizia spre o direcție sau alta. Asta este părerea mea. Deci n-am nevoie ca domnul Ilie să fie băiat bun, vreau să fie eficient pe credeți funcția că pe care ocupă și responsabil. Deci în momentul de față nu aveți foarte mare încredere după răspunsul la pe care vi l-a dat ăsta, vis-a-vis de activitatea la minieră. La momentul ăsta nu am date sau argumente ca să susțin nici pro alta, și da, nici contra. În schimb, sunt foarte atent pe deciziile pe care le ia dumnealor în forurile de conducere și ce fel de efecte produc asupra salariaților sau asupra activității pe care noi o desfășurăm în cariere. Și din păcate am și exemple negative. Pentru că, vedeți dumneavoastră, directoratul avea ca obligație întâlnirea celor din Comitetul de Sănătate, Securitate, lucru care nu se mai întâmplă așa cum specifică legea, pe de o parte, și să se ia deciziile care să asigure starea și siguranța salariaților pe locurile de muncă. Vedeți că nu de mult s-a dat niște amenzi. Tot dumnealor aveau ca responsabilitate asigurarea bazei materiale, atât în zona de protecție a muncii, unde vorbim de echipamente de lucru și de protecție, da, cât și a subansamblelor și pieselor de schimb pentru utilaje și pentru mecanismele în mișcare în cariere, unde nu s-au făcut aceste lucruri și nu s-a asigurat, aceia sunt vinovați care n-au asigurat, nu cei care constată că nu sunt, scriu în rapoarte, și orică scrie, orică nu scrie, lucrurile tot la fel merg în direcția asta. Deci trebuie luată o decizie. Amenzile astea care s-au dat CEO-ului pe persoană juridică, da, din punctul meu de vedere, trebuia date pe persoană fizică, da, celor responsabili care trebuia să asigure cei de la ITM, baza materială. Dacă ar fi aici cineva de la ITM, v-ar spune domnul Roșca, habar n-aveți ce spune legea, n-avem cum să dăm pe persoană fizică. Ce vorbiți dumneavoastră? Complexul energetic ulterior se poate adresa în instanță sau se poate întoarce împotriva persoanelor care sunt responsabile. Ascultați-mă dar puțin. ITM-ul nu poate da pe persoană fizică în condițiile în care ITM-ul verifică ITM-ul este instituția companie, care supraveghează până asta la urmă ideea, regulile de protecție pe activitățile și pe domeniile asta de activitate. Nu s-a întâmplat pentru că noi de ani de zile am tot sesizat de la nivelul federației anumite lucruri, anumite neclarități în domeniul respectiv, ceea ce n-au făcut-o. Au făcut-o acum pentru că a existat o oarecare presiune din zona Bucureștiului și care dumnealor au coordonat aceste controle. Au făcut-o pentru că au murit oameni. Și înainte, și înainte, și bineînțeles prin faptul că am adus în atenția publicului lipsele acestea. De la Gils de a murit cu două săptămâni înainte, a refuzat să intre invoca la muncă. Invoca lipsa echipamentului. Acum noi nu știm că acolo trebuie făcută și o cercetare, nu trebuie să luăm mutamur, dar există această chestiune. Nu se va întâmpla nimic. Dar vreau să vă spun, pentru că au fost se putea, de vină tot timpul, de vină. Se putea da amenzi pe persoană fizică. Ascultați-mă. Vă contraziceți cu șeful instituției, domnul Roșca. Ieri aici în studio a fost domnul Romanescu, l-am întrebat așa exact acest lucru și ne-a spus foarte clar că legea interzice ITM-ului să dea amenzi pe persoană care fizică. Care lege? Să ne spună și legea nouă ca să o studiem. Care lege? Care lege? Pe legea care lege? Să ne dea numărul legii, să o studiem și noi să vedem dacă nu se poate așa ceva. Se poate întoarce împotriva responsabililor. Păi compania cum se întoarcă împotriva responsabililor când responsabilii respectivi o conduc? Asta e altceva. Păi nu dar e altceva, ITM-ul că despre nu asta vorbim. ITM-ul nu poate dispune sancțiuni pe persoană ITM-ul fizică. ITM-ul a dat și în trecut amenzi pe persoană fizică și poate să dea și acum. Iar dacă domnul inspector Romanescu știe și cunoaște vreo reglementare legislativă, să ne-o comunice și nouă pentru ca să o studiem, să știm ce avem de făcut. Bun. Domnul Roșca Iulian, într-un timp foarte scurt, a atins foarte multe probleme, da? Ce se întâmplă cu directorul Ilie, este bun, nu este bun, merită sau nu merită să rămână în companie,
controlele ITM-ului, hai să le luăm puțin pe rând. Că sunt mai vechi, vreau să te întreb, că e mai vechi subiectul, vreau să te întreb de mandatele directorilor din Complexul Energetic Oltenia. Este un subiect despre care s-a scris încă de săptămâna trecută. Există o, nu știu, doleanță a CSE-ului de a avea mandatele pe masă. Spuneai tu ieri că ai informații cum că cel puțin o demisie va fi. Da, va fi o demisie. Ilie a declarat ulterior că el nu are niciun motiv. Nu, să nu dea, va face să-și dea demisia, așteaptă să fie demis. Nici Ilie, e numit, e... Cum nu va face nici o votări, că mai sunt alții pe acolo și nu o să fie o surpriză persoana care își va da demisia. Cel mai probabil va fi Daniel Antonie, pentru că în momentul de față este strâns cu două dosare penale. Da. Și din informațiile pe care le am eu pe masa procurorilor, se mai află încă un dosar penal. Al treilea. Pentru Antonie. Și va fi unul care este mult, mult peste ceea ce de față de cele două în care este implicat în momentul de față. Rămâne de văzut dacă acel celebru zice despre ce este Dogeric vorba, ce va ieși sau nu va ieși DNA-ul cu un comunicat referitor la acest lucru. Au existat voci care de-a lungul timpului l-au asociat pe Antonie cu cei de la Dogeric. Chiar președintele PNL spunea în conferințele de presă acest lucru. La un moment dat vorbeam cu prieteni și cu angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia de prin cariere și îmi spuneau că se încercase acolo și se încerca să arunce în spatele altei persoane acest contract. În fine, una peste alta, eu cred că vom avea o singură demisie. Cred că Laurențiu Ciobotărică nu va demisiona din funcție nici... Cu toate problemele care le are. Nu vorbim decât despre o singură problemă, care din punctul meu de vedere este una minoră. Ar fi adevărul putut, că la ce sume s-ar se putut, vehiculează. S-ar fi putut foarte bine ca dacă Laurențiu Ciobotărică a greșit cu Dorina Jeanu și cu Antonie la 1.200.000.000 de lei vechi, puteau să le impute banii celor trei, li se făcea o poprire pe salariu. Medințu, ca adică să vorbim despre o companie din care s-a furat de-a lungul timpului, s-au furat cu saci, bani acum cu saci. Nu este un motiv ca dacă furi mai puțin să fie iertat. Da, nu e un motiv. Stai un pic, că deocamdată nu s-a furat. Nimeni nu are o dovadă că s-a furat acolo. Înțelegi? Eu cred că Laurențiu Ciobotărică nu va demisiona. Dar însă va fi cred demis. Acum rămâne de văzut, Laurențiu Ciobotărică are un contract de mandat. Ca și Antonie, pe 109, sunt singurii doi. Selectat, 109, sunt, care nu a fost 100... aplicat pentru toată lumea. Evident. Este selectat pe 109 și Laurențiu Ciobotărică mai are Laurențiu Ciobotărică din acest mandat. Va cere acele sume prevăzute în contract, da? Că el, da, în situația în care va fi demis fără motive întemeiate, sau existe și... Eu cred că Laurențiu Ciobotărică regretă cel mai mult în momentul trece de față. Trece timpul și ăstea sunt cele companie mai minore lucruri. Sigur, vreau să le punctăm, trecem confrunta imediat peste, dar o părere. Ciobotărică cred că este cea mai mică problemă care o are CEO la momentul ăsta. Ascultați-mă ce vă spun. Nu, problemele nu facem adevărate... un caz de vorbim despre directorat, domnule Roșca, și despre faptul că cei care cer mandatele directoratului spun că nu a fost capabil cine să ia ceară, cine cere CSE-ul? Păi da. CSE-ul... Și ce a făcut acest CSE-ul pentru complexul energetic? Există o problemă. Spun aia că nu au fost capabili să ia decizii rapide pentru complexul energetic. Păi aici este problema. Dar CSE-ul a luat decizii rapide. Ar fi vrut mutarea sediului CEO la București, ar fi vrut 2000 de persoane trimise acasă când au făcut ei așa din degete și așa mai departe. Deci asta înseamnă decizii rapide? Consiliul ăsta de supraveghere nu este în stare de câteva luni de zile să aprobe investiția pentru grupul 5 de la Rovinari. Mai cerem un document, mai vedem că semnătură care nu e pusă cum... CSE-ul n-a fost în departe stare să aprobe și să facă demersurile pentru 255 cu expropierile. CSE-ul a luat într-adevăr hotărâri imediate cu aducerea pe postul la resurse umane a doamnei Patricia Petra. Pe chestiuni de genul ăsta, pe interes al unor grupuri de oameni, imediat le-au luat. Ăsta a apărut, CSE-ul ăsta n-a binevoit de când sunt în funcție acești membri în CSE-ul să aibă o discuție cu partenerul social, să afle problemele, bun, să pătrundă în problemele salariaților. Ideea este în felul următor. Și mai vin și spun încă o chestiune. Vedeți că la momente și intervale de timp se întâmplă lucruri când încep să se ducă într-o direcție bună anumite lucruri, mai apare ceva care bulversează iar totul. Avem astăzi și împlinim peste 9 luni de zile de când s-a discutat de reorganizarea CEO-ului. Nu divizie, că și CEO-ul în ansamblul lui trebuie reorganizat. S-a început, s-au făcut niște aprobări, s-au înscris pe la Registrul Comerțului niște sucursale. Nu a fost în stare de 4 luni de zile de când s-au înscris aceste sucursale să se completeze, să lucreze. Aceea schemă organizatorică
care este ca și turnul Babel, o piramidă așa strâmbă, făcută praf. Asta este forma de organizare și de fluidizare a informației de sus în jos, de jos în sus. Suntem cu baza piramidei undeva în sus, avem la momentul ăsta când ducem lipsă de bani, da, și de venituri până la urmă și cheltuielile le menținem constante, noi încă mai plătim pentru blocuri administrative în care își desfășoară activitatea 30 de mii de lei. Avem blocuri făcute și, culmea, foarte moderne în teritoriu, care bate vântul prin ele și acelea consumă. Dar ei au mai fost nevoiți să cumpere în Târgu Jiu, să închirieze, să facă... Păi, vedeți, noastră, e greu să străiești la țară. Ascultați-mă. Bun, ideea este în felul următor. Schimbarea șefului, bucuria proștilor. Da? Schimbarea directoratului, bucuria nu celor care nu se pricep. Pentru că din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră... Astea sunt valabile. Deci, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, cei care vor urma în noul directorat, da, dacă el va fi schimbat așa cum dorește CSU-ul, sunt cei care vor duce la îndeplinire ceea ce spuneați mai devreme. Păi o să vină oameni din afara companiei care vor fi numiți. Domnul, asta înseamnă schimbarea directoratului? E ceea ce am spus eu? Ați fi surprinsă de maturitatea și modul cum gândesc salariații CEO-ului. Eu intru în contact cu dumnealor în fiecare zi. Nu am nicio îndoială că oamenii sunt foarte concediu, bine conectați la realitate. Sunt în concediu de odihnă, săptămâna asta am fost și cu toate astea tot m-am dus în rândurile lor și am intrat în contact și ați fi surprinsă să vedeți cum gândește salariații, cel puțin din zona carierei Roșuța, pe mine mă surprinde pentru că au o gândire matură cu privire și nu cred că lozinca asta, schimbarea șefilor, bucuria nebunilor. Oamenii ăștia au așteptări. Părerea mea că lipsurile majore sunt, culmea, la cei cu carte și cei care sunt în zona unde ocupă funcții de conducere și responsabile cu privire la ceea ce se poate întâmpla în activitatea salariaților. Nu au atitudine, nu doresc responsabilitate, leafa merge, când să se încheie sau să ia o decizie, să finalizeze vreo procedură, o repun pe circuit. De ce? Pentru că nu vor să o încheie ca să nu răspundă, că vezi, Doamne, frica de anchete și așa mai departe. Dar în schimb, m-am de explicația asta, ascultați-mă, în schimb banile merg, răspundere. Banile da, merg, asta este. Timpul Bun. Trece, ceea ce nu se ia decizii astăzi vă produce efecte în imediata perioadă. Adică 3, 4, 1, 5 luni, 7 luni, un an, evident, vor produce efecte lipsa deciziilor față de această unitate de factorii care o conduc la momentul ăsta. Despre asta vorbim. Astea sunt lucruri importante. Aici mi se par lucrurile că nu se dă atenția. Eu cel puțin acum au dat o a treia notificare sindicatelor. Aduc la cunoștința noastră că pe data de 21.07.2016 s-a pus pe site-ul Ministerului hotărârea de guvern care poate să pună în aplicare ordonanța de guvern 36 cu completarea de venit la cei care se vor afla în concedierea colectivă, vorbim de segmentul ăsta de salariați, care i-am negociat și sunt așa cum au fost trecuți în actul adițional și nu înțeleg, pentru că eu și astăzi m-am dus prin CEO și bate vântul pe acolo. De obicei joi și vineri lipsesc. Din păcate, unitatea asta nu poate să fie în concediu. Chiar dacă salariații, opțional, indiferent de ce funcție au, pot merge în concediu, unitatea nu poate să fie în concediu. Ea trebuie să funcționeze continuu și atunci trebuie să asiguri o conducere permanentă ca să poată să fie implementat actul de conducere și să fie rezultate. Pentru că altfel nu putem lăsa Dita mai mastodontul la voia întâmplării să funcționeze din inerție. 12 august. Acum eu credeam că îngrijorarea dumnealor și preocuparea dumnealor ar fi ca să ne cheme cât mai repede la discuții, să analizăm, să găsim soluții, atât pentru unitate cât și pentru salariați. Cu Roșca? Ceea ce nu văd. Și ceea ce cu cine mai discutați? Își mai asumă cineva ceva în compania asta în momentul de față, mai ales ținând cont de ultima solicitare a CSU-ului? Până la urmă, eu cred că conducerea și viitorul acestei companii trebuie să ne-l asumăm noi cei 15.000 și de salariați pentru a le impune prin dialog sau dacă nu și prin alte metode acestor guvernanți ministerului, ANRE-ului, factorilor de decizie, modul cum să gestionăm această unitate, pentru că până la urmă
unitatea asta, o mică bucățică avem fiecare din ea, pentru că am contribuit de ani și ani de zile la ceea ce ea reprezintă astăzi. Unii în bine, alții a fost pentru ei decât o modalitate de a jefui ușa, de a o face praf. Inclusiv colegii de la voastră, nu din fost sindicat. Abuzuri, dom'le, nu contează de în ce zonă e, că e sindicală, că e politică, că e administrativă, sindical, că e... Corect. Ascultați-mă, nu trebuie să se întâmple, lucrurile astea trebuie verificate, repuse pe tapet și îndreptate lucrurile, luate măsurile necesare ca lucrurile astea să nu se mai întâmple. Uitați-vă, au emis 109 lei. Ce a stat la baza emiterii hotărârii de guvern 109 cu conducere duală? Spuneți-mi și mie, a stat ca, până la urmă, consider eu ca și obiect principal, ca politicul să nu se mai implice în zona economică. Exact. Păi, s-a aplicat, domne, 109 în CEO Oltenia, că vă dau exemple mii și mii, Ciurel venit din vicepreședinte PSD, Antonie, pe Cilibiu, pe la Tismana, pe dracu de-a mea, pe nu știu unde. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. S-a vedeți aplicat, noastră, la noi, cei care suntem, noi cei care suntem implicați direct în activitatea CEO-ului și facem parte, este sursa vieții, până la urmă, așa cum am definit-o și în acest mesaj, sursa vieții pentru noi, pentru familiile noastre, pentru cei din jurul nostru, nu avem voie să ne impunem, să explicăm, să dezvoltăm anumite subiecte. În schimb, au cei din politică, ei întotdeauna au dreptate, ei își dau cu părerea, ei știu cum e mai bine, ce se întâmplă, se ce se face și așa mai departe. Se implică mediul politic în momentul ăsta în activitatea... Nu se implică, e băgat până în gât, e băgat până în gât și mai sus puțin. Nu cred că a existat vreun moment în care politicul nu s-a implicat... Ce este băgat complexul până peste gât? Plecarea lui Laurențiu Ciurel, gata. Da, poate acum se implică mai mult. Din momentul T0, gata, s-a terminat. Nu există așa ceva. Poate se implică mai mult acum decât nu există așa ceva. Bine, când tu când zici poate, sunt convinsă că e sigur. Nu, da, păi, nu mai puțin. Ascultați-mă, au schimbat modalitatea de implicare. Exact. Nu mai fac la vedere și într-o chestiune de forță și abuzuri, care le știți și dumneavoastră, au fost evidente pe perioada de guvernare a domnului Ciurel. Acum fac mai la... umbra așa mai pe ascunse, mai pe șușoteli. Mai vedem pe unii că se plâng și zic, domne, ce situații la complexul energetic Oltenia și respectiva persoană care se plânge câștigă contracte de milioane și zeci de milioane de euro din compania asta, da? Trebuie să le facă politic, publice, domnule. Timpul e înainte, Iulian, o să-l vedem. Gardianul de pază, presa să caute, politician. Să facă interpelări și abordări ca să le facă publice. Pentru că... Astăzi sau mâine. Ascultați-mă. Nu contează cine ești, cum te cheamă, din ce culoare provii sau din ce zonă, eu știu că ești mai din centrul țării. Da, sau mai... Și atunci care e rostul? De ce lucrurile trebuie să fie valabile pentru toată lumea. Implicarea politică în complexul energetic Oltenia. Dar nu-i mai ușor să strici. Dar pe de altă parte, beneficiarii contractului de milioane de euro. Dar nu-i mai ușor să strici. Este evidentă implicarea politicului. Să spui că tu ești hoț. Este interesant de urmărit și modul în care sunt încredințate unele dosare. Păi tocmai acolo e problema. Înțelegeți? Adică nu tocmai acolo este problema. Dom'le, faptul că sunt contracte cu compania este în regulă dacă sunt de bună credință și încheiate pe bune. Problema apare în momentul în care se încredințează direct contracte. Și cerere ofertă. Da. Da, domnule, ăștia pot fi verificate care este problema. Da. Că nu face obiectul activității lui Roșca sau Roșca să aibă, eu știu, acces ca să vadă anumite chestiuni în sensul ăsta. Că noi, sindicatele, nu participăm la anchete de contracte. 12 august este data la care sindicatele se vor întâlni cu administrația. Nu știu cine va mai fi atunci în administrație. Nu știu dacă va mai fi actuala conducere. În actuala formă. Este data la care a fost stabilită o... să aibă loc o comisie mixtă. Ce așteptări aveți? Chiar o comisie de negociere. Ce așteptări să am? La ce vă referiți? Ce așteptări aveți de la această întâlnire cu administrația? Ce cu privire la ceea ce vom avea pe ordinea de zi, la rezultat sau cine va sta peste masă? Cu ce veți merge pe ordinea de zi? Cu ce revendicări vă veți afișa în fața administrației Complexului Energetic Oltenia? Și până la urmă, sigur, aveți 20 de puncte, dar trebuie să negociați, acolo e ca la piață. Trebuie să lăsați la noastră. Ce vreți să obțineți? Nu, până pe 12 august e timp lung, dar noi avem deja programat pe 12 august să luăm decizie cu privire la cuantumul cantității de cărbune în natură și în bani. Așa. Și vă explic câteva lucruri, pentru că de la ultima comisie mixtă s-a solicitat ca
la fiecare subunitate să se identifice salariații care doresc cărbunele în natură, ca să aprecieze ce număr de salariați doresc să ridice cărbunele. Există stoc de cărbune prin cariere ca să le dați la imediat oameni. Ajungem și acolo. Acea cotă de cărbune și să stabilim, dacă nu pentru restul salariaților, cuantumul valoric. Nici nu cred că le trece prin cap să vină cu vreo propunere de tăiere, de anulare. Ziceți? Și așa. Pentru că efectele vor fi văzute întrebarea imediat. Lui Iulian este justificată. Întrebarea lui Iulian cu lipsa stocurilor de cărbune este proasta gestionare a unităților de cariere, modul de a nu respecta tehnologiile, așa s-a ajuns să fie blocate anumite cariere, lipsa dialogului cu proprietarii de terenuri, alergatul după cărbune, blocarea excavatoarelor pe trepte, ne lăsând siguranță, berme de siguranță pentru utilaje, pentru o grămadă de lucruri care aici putem să discutăm și două zile. Au făcut alunecări, accidente tehnice în anumite zone și actualmente în CO din 11 sau 13 cariere sunt doar 4 cariere care dau producție de cărbune. Privind în față și vedem că o să vină sezonul rece, ar trebui făcute o rezervă de cărbune pentru că și nu știu cum o să iese. Vedeți, aici apare clar o iresponsabilitate că nu intervii acum din timp și o să ajungem în mijlocul iernii să vedeți că o să solicite toată lumea energie produsă de CO și nu o să avem cu ce. Energia produsă pe bază de cărbune domina piața, era pe primul loc. Mă înțelegeți? Înțelegeți și deja da, e un semn. Poate va fi o secetă, căldurii, poate va fi o secetă în câteva luni. Domnul și Țimpea, noi vom, tot la noi masa vom asta, care vom, cu ceva timp vom în urmă, trage. Aduceam în atenția tuturor în spațiu public fenomenul care s-a întâmplat în Venezuela. De a fost nevoit președintele venezuelan să decreteze vinerea zi liberă ca să nu mai fie activitate economică pentru că nu aveau să asigure energia necesară ca să fie pusă în mișcare țara. Hai, da, la noi, din păcate, nu prea mai avem industrie. A fost asemenea deci, lucruri. Deci cam tot timpul. Și, din păcate, nu mai avem industrie. Vedeți, noastră, a căzut sistemul energetic. Doamne ferește să cadă sistemul energetic în România, să nu putem să asigurăm energia necesară, că să vedeți la ce costuri și la ce pagube se poate ridica. Probabil că cu tremurul din 7-7 a făcut pagube minore față de ce poate să facă căderea sistemului energetic. Și știu ce spun și aici ar trebui să gândească de 7 ori cei care sunt în anumite poziții. Lipsa cărbunelui e o mare problemă și cu care ne vom confrunta în următoarea perioadă, mai ales că constat că trebuia luate decizii imediate de negocieri cu proprietarii, deblocate carierele, puse utilajele pe linii, făcut de așa natură ca să putem să apreciem cantitatea necesară de cărbune pentru perioada și pentru sezonul rece. Ba mai mult de toate că la ultima comisie chiar domnul Ilie spunea că dacă iarna anul trecut ținea cu 2 zile mai mult, nu mai puteam să asigurăm. Da. Cu 2 zile mai mult, adică a fost la limită. Bun. Iulian, deci au fost la limită. E clar, stocurile de cărbune nu ajung, după cum spune domnul Roșca, nici măcar pentru a asigura necesarul zilnic. Da. Ce să le mai dai oamenilor cota de cărbune? Ce să le mai dai cota doar cărbune? Poate le vor da... Păi haideți să vă spun tot eu. Oamenilor. Păi și ei de unde să-și cumpere? Nu, ascultați-mă puțin. Sunt persoane care, de exemplu, ca nu au să nevoie putem, de cărbune. Asta e altceva. Asta e altceva. Dar doamna Miseilescu, eu cred că un singur excavator care funcționează într-un singur schimb asigură necesarul de cărbune pentru toți salariații. Este adevărat și asta. Asta este o primă discuție. Este cărbune și cu utilaje clasice se pot, pentru că au fost descopertate prin cariere și vă dau peșteana care s-a închis, unde a fost descoperită pe 400.000 de tone și care a fost acoperită cu steril. După ce au descopertat-o, ca să au produs cheltuieli, când s-o exploateze ca să o închidă foarte repede și la foc automat, au pus și au acoperit. Adică am băgat niște bani și un efort al salariaților în pământ așa de dragul de a duce într-o direcție și a face niște măsuri de astea. Bun, acum se mai poate interveni acolo pentru a... Nu cunosc foarte bine, dar din discuția cu colegii mei,
Acum, din ce spun că există acolo, că există un foarte mare lac de acumulare. Da, e minunat. Deci, ce să vă mai spun? Deci se pot găsi, până la urmă, dacă există o abordare înțeleaptă și un dialog clar și coerent între sindicate și partea de administrație, să putem să facem împreună, să luăm deciziile cele mai corecte și salariații să beneficieze corect de cota de cărbune sau de cuantumul valorii ca la acestei cote. Este o problemă de la care poate isca un întreg scandal. Spune domnul Căldărușe că după data 12, adică după această întâlnire, va stabili și chiar face apel la celelalte sindicate din complexul energetic Oltenia, apel de uniune la uniune și așa mai departe, pentru a acționa împreună împotriva abuzurilor. Pentru că, până la urmă, să nu respecti contractul colectiv de muncă este un abuz. Eu vreau să-i văd pe toți sindicaliști o dată în stradă să lupte toți pentru aceleași drepturi, pentru drepturile salariaților. Să ne înțelegem. E important de specificat. Pentru drepturile salariaților. Da. Din păcate, mișcarea sindicală este fărămițată de an bun de zile. Adică, mai exact, de la câteva luni după înființarea complexului energetic Oltenia, este fărămițată. Nu cred că se va uni odată, pentru că știți cum, dacă ții toate degetele de la o mână strânse, punctul tău e mai puternic. Dacă n-ai două dintre ele, cu siguranță nu mai ești la fel de puternic. Din păcate, asta e mișcarea sindicală în momentul de față. Un deget e așa, altul e în sus și așa mai departe, să nu ridic altul în greșeală. Înțelegi? Și nu vor avea sorți. Că dacă ar merge tot și ar da cu pumnul masă și s-ar pune acolo tot și ar lupta pentru drepturile oamenilor, poate, pentru că butoanele sunt la București, sunt în altă parte. Dar cum e posibil ca atâția ani să aibă interese comune și dintr-o dată interesele lor să diferă? Nu știu dacă au avut interese comune toți neapărat. Cât a fost... Poate a fost fiecare cu business-ul lui. Bun, da. Mergeau în aceeași direcție. Domnul Roșca, știu că data trecută, când a intervenit un ascultător și a acuzat interesele liderilor de sindicat, v-ați aprins foarte rău. Nu spune nimeni că dumneavoastră personal sunteți implicat în chestii de afaceri cu mineritul. N-am nicio afacere, stați liniștită, că n-am nicio afacere. Domnul Roșca chiar e pistol cu apă pe lângă alt lider de sindicat. Ascultați-mă. Nu are nici casă pe Clisura Dunării, cum au alții și așa mai departe. Nu aveți? Eu chiar aș vrea să... Chiar ați muncit degeaba în CEO? Nu, doamnă, eu cu soția mea am un apartament cu 4 camere care prin munca mea și a soției l-am dobândit. N-a avut cine să mă ajute să mă sprijine și chiar stau liniștit și dorm bine pe perna mea. Problema este că nu mă interesează ce au făcut ceilalți. Sunt oameni, sunt organe care nu vă interesează, verifica, dar vă afectează imaginea. Dar eu vreau să vă spun, de... aici da, pentru că nu pot să fiu de acord, adică hai să băgăm totul într-o oală. Nu pot să fiu de acord. În schimb, aș vrea să vă spun că constat cu bucurie, să spun așa, că sămânța de sindicalism a încolțit în domnul Căldărușă, că respectarea CCM-ului și a abuzurilor, dacă o făcea și pe timpul lui Ciurel, nu erau probleme să coalizăm. Bun, a trecut coalizăm. Perioada la bun. Suntem ascultați-mă într-un punct mult puțin. Mai critic. Ascultați-mă puțin, că vreau să vă dau un răspuns complet. Vă rog. Pentru interesul salariaților, vorbe mari și populiste, sunt de acord, sunt problemele care sunt și salariațiile știu mai bine ca noi, nu trebuie să le spunem noi ce probleme sau ce trăiesc ei zi de zi. Ideea este că, vedeți dumneavoastră, și îmbinați lucrurile, din zona politicului se face o presiune cu privire la a păstra sau a face sau a nu face asupra CEO-ului, îl au ca subiect și de campanie. Dar tot de obicei, tot ce spune înainte cu o zi, sau seara, domnul Ciurel pe Facebook sau pe presa scrisă, a doua zi seara, domnul Căldărușă se află într-o emisiune în care susține cele spuse. Le susține și chiar le susține cu tărie. Bun, eu dacă îmi doresc o acțiune și din ceea ce știu eu, nu trebuie să facă domnul Căldărușă apel, pentru că eu știu că domnul președinte Dan Pârvulescu a avut discuții cu domnul Marciuc, au creonat, au gândit și doresc să facă împreună și cu cei de la Petrom și cu cei de la Energetica să constituim o acțiune sindicală. Acum în ce fel ne vom manifesta sau cum vom programa această acțiune sindicală rămâne să o discutăm în forurile noastre de conducere și după aceea și cu celelalte federații, cu conducătorii lor, pentru a găsi calea cea mai bună și cea mai apropiată care să producă efecte benefice pentru salariați și nu pentru mediul politic, să ne înțelegem. Aici este o barieră sensibilă care noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că
Vedeți noastră, în perioada când Ciurel făcea abuzurile evidente și le vedea toată lumea și instituțiile statului dormeau, la acel moment când noi manifestam în piața prefecturii, nu de multe ori, ci de foarte multe ori, au manipulat că noi, liderii de sindicat, cei din zona FNM-ului, și vă aduc aminte că atunci, la momentul ăla, nu eram în zona FNM-ului, eram la Univers, dar nu mi se părea normal ca abuzurile evidente și eu, ca lider sindical, ca președinte al salariaților la cariera Roșuța, să stau cu capul sumasă. De aceea am venit și am participat la toate acțiunile din piața prefecturii și am luat atitudine, lucru care trebuia să-l facă toată lumea. Și de multe ori, la acea vreme, se spunea că o facem pentru a ajuta mediul politic sau pentru a favoriza nu știu ce partii sau nu știu ce. Nu, efectiv am strigat în piața prefecturii pentru a conștientiza, a trage un semnal de alarmă pentru situația și pentru starea pe care o au salariații în CO și abuzurile evidente, modalitatea de a proceda acest boier modern care era Ciurel la acea vreme și cum trata salariații, i-a umilit, i-a jignit, pe mulți le-a distrus destinele. Să țineți minte ce vă spune Roșca, pentru că eu mă întâlnesc și stau de vorbă cu ei, a curmat destine la familii și la copii, în sensul că de la o stare de a normalitate, în modul cum i-a pus pe drumul sau cum i-a atacat, cum i-a lucrat, le-a făcut viața nu grea, foarte grea, instabilă, și am văzut lucruri în sensul ăsta. Lucrurile astea nu trebuie să mai întâmple în Oltenia, iar ele au ca rădăcină și ca proveniență, vin tot din zona politică. Și nu e o noutate, că nu o spun eu, o spun mulți oameni de sute de ani, și vedem că zona de stânga, când s-a dus înspre extremism și a făcut și a luat măsuri coercitive asupra cetățenilor, așa, salariaților, n-au avut rezultate bune. N-au fost, regulă, s-au finalizat faptul rău. Faptul că au fost abuzuri de-a locul, abuzuri de putere în complexul energetic Oltenia, nu este o noutate. Se știe, da, fost, se cunoaște. Se știe, dar nu s-au luat măsuri. Au fost două sancțiuni doar asupra managerului Ciurel la acea vreme, dar celelalte instituții au dormit. Acțiunea au dormit. Sindicatelor de la momentul respectiv, ți-am amintești foarte bine, da, amândoi eram transmis în piață. Am transmis în direct, da? Evenimentul. Cum ai, este aceasta de susținere 100% a oamenilor și a suferinței oamenilor și a împotriva abuzurilor, sau la un moment dat apăreau informații și din altă zonă? Să spun sincer, eu cum i-am văzut pe oameni la ultimul proces la care am participat atunci, care a fost și cel mai de amploare din ultimii ani, mi-aduc aminte că doar acel marș făcut de Marin Condescu, da, și îl depășise numeric pe ăsta, pe ultimul, îi văzusem pe oameni foarte foarte supărați. Deci i-am văzut mai hotărâți ca niciodată. Și chiar credeam la vremea respectivă că zilele lui Laurențiu Ciurel sunt numărate acolo. Nu a, da, fost să fie. Nu a fost așa, dar știi cum e? Se poate întâmpla ca oamenii să creadă în ideea promovată de anumiți lideri de sindicat, dar în spatele ideilor promovate de lideri de sindicat să fie și alte interese. Asta era ideea. E posibil să se întâmple lucrul ăsta. Nu trebuie sigur să că dacă ți-e rău, nu știu dacă atunci a fost sau nu a fost așa. Factori care vor perturba. Problema e că oamenii sunt dezamăgiți și de liderii de sindicat. Așa vedeți, este. Dumneavoastră, sindicatele s-au implicat, au susținut conducerea sindicatelor, că sindicatele este așa, marea masă a salariaților. La alegeri, de fiecare dată am văzut comunicate de presă. Sindicatul cu tare îl susține pe Cutărică. Altul iese cu declarație publică, ăla e mai bun, că ăla e mai gorjean. Dați-mi voie să vă răspund direct acum la nelămurirea dumneastră. La prezidențiale, Nelu Roșca, da, Nelu Roșca, vedeți că și dumneavoastră a strigat, chiar dacă sunteți mai tânăr ca mine, din 90 și până în prezent, efectele și măsurile politice luate asupra acestei țări, asupra economiei, asupra traiului de zi cu zi pentru toți din țara românească. Și la un moment dat te scârbești de modul și tupeul care l-au să vină să-ți promită că îți face albă, da, și el te bagă în pământ cu totul. Și atunci am considerat că, dând o mână de sprijin, înainte de a se finaliza o bătălie și înainte de a începe acea bătălie electorală, crezând și prin faptul că Ponta este un apropiat de vârstă cu mine, care este, ascultați-mă puțin, ascultați-mă că eu vă spun, da, eu ce am spus o dată și ce am făcut, eu mi-asum. Știindu-l că este și de o seamă cu mine, m-am gândit că are o altă viziune, o altă abordare, pentru că, vedeți dumneavoastră, tot ce a venit din spate și s-au perindat, ba unii, ba alții, tot aia din 90 conduc și acum.
Și acum sunt în funcții, da, care decid. Bun. Și am zis, mă, oferi un alt suflu, fi altceva, să ne schimbăm dracului, să participăm și noi într-un fel sau altul. Și eu, Nelu Roșca, am fost chemat la Consiliul Județean, am fost invitat de domnul Marciuc, că la solicitarea domnului Călinoiu să emitem un comunicat. Dar n-am aflat că va fi acel comunicat decât în momentul când am ajuns acolo. Eu credeam că va fi o altă dezbatere. Văzând acel comunicat și văzând chestiunea asta, mi-a fost pe plăcere că să susțin un om de generație cu mine, lucru care, vă spun și mai apoi, m-a dezamăgit profund modul cum a abordat și cum a tratat gorjenii, modul cum a discutat și a pus în spațiu public până la urmă. Îl vezi mai susținut la parlamentare? Niciodată. Dar pe cine vezi susținut? Niciodată. Este o decizie pe care o voi lua eu cu familia mea și voi căuta o altă direcție să se echilibreze cel puțin forțele politice ca să poată să existe, să existe și o poziție, dacă vreți, puternică pentru a nu mai permite, cum a fost în intervalul 2012-2015, a avut putere totală PSD-ul. Bun, spuneți-ne. Ponta n-a făcut nimic decât a permis și a menținut în funcții oameni gen Ciulă, care a făcut abuzuri evidente de parcă tream în... Pe cine veți susține în toamna lui 2016? Nu știu, o să văd și eu candidații, nu o să fac trimitere la niciun salariat, la niciun membru să indic vreun participant sau altul. La PSD primul pe listă la deputat. Eu voi vota cu cine voi considera și votul este secret. Unul secret și așa îl voi exercita. Da. Bun, spuneți-mi pentru mine și pentru familia mea, împreună cu familia, da, mea, și nu, da, voi căuta să direcționez pe nimeni într-o direcție acțiunea sau alta. Pe care dumneavoastră federația o organizați în perioada care urmează. Da. Excludeți SMEU din acest... Nu, n-am zis că excluzi SMEU. Nu l-ați... Mie mi s-a părut doar atitudinea președintelui, care el acum face chemări către sindicate. Nu cred că este nici în postura și nici cel mai indicat să facă el chemările astea. Cred că președintele Dan Părvulescu, domnul Marciuc, domnul Ionescu... Iar ne lovim de orgoliu. Nu avem niciun orgoliu. Adică dacă ești mai mic ca noi, mucles. Nu e vorba mai mic, e vorba de trecutul lui și nu este cel mai indicat să facă el chemări. Nu are cel mai dubios trecut din complexul energetic Oltenia, dintre liderii de sindicat. Domnul Căldărușe nu este cel mai pătat lider de sindicat. Domnule, eu nu vorbesc de pete aici. Dar eu vorbesc de modalitatea de activitate pe care el a întreprins-o și cum a întreprins-o, a produs efecte mult mai nocive, bun, decât ăia care au furat, de ziceți dumneavoastră. Îl așteptați să vă roage să-l primiți. Cu toate astea, nu, eu nu vreau să, n-am treabă cu domnul Căldărușe, încă o dată vă spun. Salariații cu toții și Roșca, punctul Roșca de vedere este că vom participa alături de toată lumea pentru bunul mers al CEO-ului și pentru stabilizarea locurilor de muncă ale salariaților. Spune un telespectator, în loc să vă criticați că e vinovat PSD-ul sau alte partide, mai bine vă uniți să nu acceptați, da, un neamț în CEO, sunt oameni capabili să vă conducă, să rămână un singur. Păi doamna, haideți să discutăm și aici, doamna Miseilescu, dacă mai am timp, puține, că vorbim că aduc nemți, că aduc pe dracu, că aduc așa, pe tasul. Aduc. Păi nu ei au construit și au făcut dosare, deși din 2004 fotbaliștii erau angajații societăților minere, unde erau acționari la toate cluburile. Au făcut dosare și au pus într-o postură de 2 lei pe cei care au făcut și le-au construit. Și au făcut ca ai noștri să stea pe burtă și că integritate, nu știu ce, o să fim nevoiți să nu mai putem să lucrăm, să nu mai avem cadre de nu știu care. Și asta cu dedicație numai pentru o zonă. Că zona asta e blestemată. De acolo când a condus și când au fost, au creonat lucrurile așa cum trebuie. Iar în alte zone nu s-a cântărit cu aceeași măsură și cu același metru, da, să măsoare. Ei, lucrurile astea se întâmplă tot datorită, astea sunt niște efecte, datorită unor decizii și a unor răutăți făcute de alții cu mult timp înainte. Gândite și cu intenție. Știi, pe de o parte, Federația Națională Mine Energie, iată, Universul se organizează, pe de altă parte vine SMEO și ei, cei de la SMEO, fac apel de unitate la celelalte sindicate. Doamnă, SMEO trăiesc aceleași lucruri ca și noi. Vor reuși să treacă peste. Nu persoana juridică, noi vorbim de salariați. Din punctul meu de vedere, eu am deschidere către toată lumea, numai că eu am spus și mai repet o dată. Cel care făcea apel nu era cel mai indicat să-l facă. Dar cu toate astea, la orice acțiune comună, eu și vă promit că știu discuția de la nivelul federației, da, din care fac parte, la FNM,
Vom participa alături la orice acțiune care va avea revendicări clare pentru salariați sau pentru CO. Indiferent de cine ar fi organizat. Indiferent. Noi vom participa, dar nu vom fi de acord cu lucruri de susținere politice sau de alternatură. Dacă mesajul dumneavoastră a ajuns acolo unde trebuia să ajungă, adică la nivel central. N-a ajuns în următoarea perioadă, chiar am făcut o gândire și avem o politică de a promova acest mesaj pentru a putea să conștientizăm întâi cetățenii, pe toată lumea de orice natură și după aceea sau totodată și pe cei care sunt în funcțiile de conducere și care pot să ia decizii să ducă într-o direcție sau alta, să ducă într-o direcție sau alta soarta CEO-ului. Iulian, crezi că va avea efectul scontat? Nu, eu nu mai răspund la întrebarea asta. Eu nu cred că voi vedea sindicatele la aceeași masă. Unul la mână, doi la mână, CSU va fi săptămâna asta. Am primit confirmarea chiar în timpul emisiunii. Probabil că vom vedea schimbările în directorat chiar în această săptămână spre sfârșit. Discuția se schimbă în situația asta. Mulțumesc mult de toți, stimați invitați. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc și CSU-ului. Vreau să le transmit, să le fie rușine pentru modul care au abordat problemele din CO, eforturile pe care le-au depus și cu banii care i-au obținut pe foarte puțină muncă sau deloc cu privire la a aduce plus valoare CEO-ului, să le stea în gât. Mulțumesc mult de tot încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne reauzim mâine, toate cele bune!